O tânără domnișoară tocmai s-a întors acasă într-o după-amiază. Avusese o zi grea cu multe probleme și acum era obosită și supărată. Mama ei, femeie în vârstă, s-a grăbit să iasă în întâmpinare, s-au așezat împreună la masă, dar, ca orice mamă, a văzut de îndată tristețea din sufletul fetei și, căutând să o liniștească, îi zise: "Ce-i cu tine, fata mea? Spune-mi mie, ai nevoie de ajutorul meu?" "Mai lasă-mă, mamă, în pace. Tu crezi că toate se pot rezolva așa, cu una, cu două? Nici nu știi despre ce-i vorba." "Bine, dar îmi poți povesti," i-a răspuns cu răbdare mama. "Poate, cine știe, te-aș putea ajuta." "Cu ce să mă ajuți tu? Cu sfaturi? M-am săturat de atâtea întrebări și sfaturi. Zău, lasă-mă în pace," a mai strigat tânăra fată și a plecat în grabă trântind ușa. Spre seară, când s-a mai liniștit și când și-a dat seama de greșeala ei și de supărarea pe care i-o pricinuise mamei, s-a întors. Acasă însă și-a găsit mama așteptând în fotolul din fața ferestrei, cu capul în piept, de parcă ar fi adormit. Dar ea murise. Murise de inimă, chiar în după-amiaza aceea. Zadarnice au fost lacrimile ce au urmat, zadarnică a fost toată durerea fetei. Mama murise și ultimele cuvinte pe care le auzise de la copilul ei fuseseră: "Lasă-mă în pace." Acest lucru o durea cel mai tare pe tânăra fată. Mama murise fără ca ea să-i fi spus de fapt cât de mult o iubește, câtă nevoie are de prezența ei, de sfaturile ei, de dragostea ei, dragoste de mamă. Doamne, Doamne, cerestată, noi pe Tine Te rugăm, luminează noastră minte, lucruri bune să învățăm. Că Tu ești stăpânul lumii și al nostru Tată ești și pe toate cele bune numai Tu le împlinești. Amin.